Am trecut în revistă, dacă vreți, cele 6 luni de mandat al meu în fruntea Ministerului Justiției, 6 luni de cooperare în cadrul MCV. A fost o trecere în revistă a lucrurilor mari făcute, cum ar fi adoptarea codurilor, a legii privind magistrații corupți, pierderea pensiilor, a legii privind înființarea tribunalelor comerciale, lucruri importante pentru sistemul de aici încolo, urmând ca anumite lucruri punctuale să fie discutate în cadrul misiunii de la București de la sfârșitul acestei luni. Am discutat despre viitorul cooperării noastre în domeniul justiției. Trebuie să vedem dacă această cooperare își găsește cel mai bun sprijin într-un mecanism bilateral de genul MCV sau într-un mecanism la nivel european. Pentru că România mai are lucruri de făcut, dar are și bune practici de arătat altor state membre, cum ar fi rezultate foarte bune în lupta împotriva corupției, rezultate foarte bune și proceduri foarte bune în cazul conflictelor de interese. Și noi trebuie să ne uităm la bunele practici din alte state și probabil acest lucru va trebui făcut. Este foarte bine să există un mecanism de apărare a statului de drept la nivelul Uniunii. Cum facem în mod concret acest lucru, cred că trebuie stabilit în discuții cu toate statele membre în primul rând. Și aici putem să avem bune practici sau nu. Interesul tuturor este de a avea statul de drept respectat. Sigur, au fost de-a lungul timpului lucruri care nu au fost înțelese de partenerii europeni, întâmplate în toată Uniunea. Probabil aici va trebui să vedem mecanismele viitoare care să nu permită până la urmă derapaje. N-aș putea că spune că suntem dublu monitorizați, dar cu siguranță sunt aspecte care se regăsesc și în MCV și în alte mecanisme europene. E un lucru la care trebuie să reflectăm și noi și Comisia, dacă pentru sistemul judiciar din România este mai bine să fie într-o formă de parteneriat bilaterală sau este mai bine să fie într-o formă de parteneriat sau de mecanism european. Pentru că bunele practici le putem lua mai degrabă dintr-un mecanism european decât dintr-un mecanism bilateral care, la un moment dat, își poate atinge limitele.